ne la un moment mult așteptat pentru fiecare dintre noi. Practic, prevestim venirea verii. Inaugurăm sezonul oficial 2018 la ștrandul municipal din cadrul complexului sportiv de agrement Moldova. Ca și elemente de noutate, pe lângă reparațiile curente pe care le-am făcut, am înlocuit materialul la cele 450 de umbrele pe care le avem în dotare. Cheltuiala nu a presupus decât acest material, restul cu personalul propriu am făcut montajul. Celelalte deja și-au îndeplinit scopul, erau deja deteriorate și am preferat să le înlocuim. De asemenea, am comandat încă 200 de șezlonguri pentru această perioadă și 50 de umbrele, urmând ca în luna iulie, atunci când ne apropiem de sezonul de vârf, să mai comandăm încă 200 de șezlonguri, astfel încât să refacem un stoc de 1000 de umbrele. E bine știut că din păcate și din cauza soarelui, dar și a utilizării frecvente, o parte din șezlonguri mai cedează, însă noi dorim să avem mereu cel puțin 1000 de șezlonguri disponibile pentru romașcan și, bineînțeles, umbrelele aferente. De asemenea, ca element de noutate, vom avea 3 culoare despărțitoare pentru bazinul mare, astfel încât să putem oferi și celor care doresc să noate un spațiu dedicat lor, urmând ca ceilalți care sunt în alte scopuri, doar de agrement, să aibă și ei de asemenea un spațiu dedicat. Sperăm să avem parte de vreme bună, asta e cel mai important în acest moment. Și dacă tot vorbim de complexul sportiv de agrement Moldova, vreau să vă mai informez două noutăți cu privire la zona de foișoare. Una dintre ele ar fi faptul că am reușit să identificăm o soluție pentru a mai bloca din curentul care se realizează și există în zona de foișoare. Dintr-o plasă destul de fină am creat o zonă de protecție împotriva curentului și până săptămâna viitoare vom reuși să montăm la toate foișoarele. Noi deja am experimentat, l-am montat pe unul, am văzut că dă efecte și ulterior, până la sfârșitul săptămânii viitoare, vom extinde montajul. Și de asemenea, suntem în procedură de achiziția unui sistem audio pentru fiecare foișor în parte, care va avea o boxă de exterior cu sistem de protecție la distrugere și vom difuza aceeași muzică la toate foișoarele, la același nivel sonor, astfel încât să nu mai avem probleme de comportament din punct de vedere al volumului de muzică sau al calității muzicii care va fi difuzată. Domnule deputat, eu nu pot decât să vă salut și să mă bucur că acest obiectiv important al orașului este păstrat în condiții foarte bune, este întreținut, este modernizat, se updatează de la an la an, învățând mereu din experiențe, din doleanțele cetățenilor. Mă bucur foarte mult, este curat, este frumos, este îngrijit, s-a muncit. Știu ce presupune acest lucru și nu pot decât să vă felicit și pe dumneavoastră și pe toți cei care se ocupă aici la Complexul Moldova, pentru că își dau silința și știu că nu-i deloc simplu. Te lovești pe lângă suprafețele mari de îngrijire, cele pavate, cele cu spații verzi, care se văd că sunt bine îngrijite, și de comportamentul unor indivizi care au mai lipsit pe la orele de simț civic. Dar asta e societatea, mergem înainte. Mă bucur foarte mult că ceea ce am gândit cu acest gard și la început, sigur, nu căpătase acest aspect. Iată, ajunge acolo unde gândisem, să se umple cu vegetație și acest sistem piatră-vegetație, lucru care e foarte întâlnit prin Grecia, prin Turcia, în zonele de agrement, și la noi începe să ia contur. Mă bucur foarte mult de ceea ce văd, de modul cum se implică cei care lucrează aici, conducerea complexului, conducerea primăriei. Vă felicit, vă urez mult succes, un sezon bun în care oamenii să se simtă bine și să aveți și încasări bune. Doamne ajută!